De la abdicarea regelui Mihai la 30 decembrie 1947 se împlinesc astăzi 68 de ani. Odată cu venirea la puterea comuniștilor, se punea capăt monarhiei instituite în România, odată cu urcarea pe tronul țării la 14 martie 1881 a lui Carol I, primul rege român. Abdicarea lui Mihai survenea la puțin timp de la întoarcerea sa de la Londra, unde participase la oficierea căsătoriei actualei regine Elisabeta. Istoricul Ion Bălan, consilier superior în cadrul biroului județean Giurgiu al Arhivelor Naționale, vine cu precizări legate de actul istoric de la 30 decembrie 47. Regele, pus în fața faptului împlinit, a fost schimbată garda regală, i s-au tăiat comunicațiile cu exteriorul, a semnat în final actul de abdicare și pe 3 ianuarie 1948, împreună cu familia regală și câțiva apropiați, au părăsit România. Cam atât ar fi, pe scurt, derularea evenimentelor de la 30 decembrie 1947, în urma abdicării regelui, proclamându-se atunci Republica Populară Română. Astfel, abdica ultimul suveran din rândul țărilor ce deveneau, așa zise, ale democrației populare, a mai precizat Ion Bălan, care ne-a mai făcut cunoscute și câteva amănunte de istorie locală. Liderul Partidului Național Țărănesc, Alexandru Cartojan, era profesor de istorie la liceul Ion Maiorescu, fost prefect al județului, a fost arestat în toamna anului 1947, iar asta, ca tot așa o curiozitate, actul prin care Partidul Național Țărănesc a fost scos în afară a fost citit de către un alt giurgiuvean, blășean, Alexandru Calotă. Pentru cei interesați de evenimentul de la 30 decembrie 1947, dar și de alte acțiuni ce au urmat în țara noastră și în județul nostru după abdicarea lui Mihai I, în sala de studiu a biroului județean Giurgiu a Arhivelor Naționale puteți studia documentele vremii.